Eu vreau să afirm că a fost o exprimare nereușită din partea mea și lucrurile trebuie privite în contextul întregii declarații pe care am făcut. Și vă mulțumesc pentru această întrebare și haideți să facem claritate și să lămurim aceste lucruri. Încă în luna noiembrie, cei de la compania Kroll au fost la Chișinău și am avut o ședință care a fost prezidată de către mine. În această ședință au fost prezentate la general lucrurile care se vor regăsi în raportul prezentat de către Kroll. Ulterior, ei au prezentat un sumar executiv pe care l-ați văzut cu toții, cu o scrisoare de însoțire. Raportul a fost prezentat, draftul acestui raport a fost prezentat pe data de 20 decembrie celor de la Banca Națională a Moldovei. Și în afară de ei, acest draft al raportului nu a fost văzut de nimeni, inclusiv de mine. Acum urmează cei de la Banca Națională, așa precum au fost înțelegerile, să formuleze un șir de întrebări pentru a lămuri mai bine lucrurile din acest raport și după care, în timp proxim, cei de la Kroll vor veni cu raportul cu raportul final. Și acest raport va fi prezentat și celor de la Procuratură, celor care trebuie să facă investigațiile mai departe. Să fie foarte clar, nici cei de la Kroll, nici primul ministru și nici Banca Națională nu poate veni cu învinuiri și condamnări. Lucrul acesta trebuie să o facă cei care sunt împuterniciți cu aceste drepturi. În același timp, cei de la Kroll au solicitat, și acest lucru se vede și din scrisoarea lor, dar și din contractul pe care este, ca raportul să nu fie făcut public. Și ne-au explicat de ce. Pentru că în experiența și practica lor de lucru au avut multe cazuri prin care odată făcute publice mai multe nume care se regăsesc în raportul lor, care s-au dovedit a fi absolut nevinovate, i-au atacat în judecată și i-au plătit despăgubiri care țin de sume enorme. De aceea să fie clar că ei analizează și au făcut această investigație a tuturor fluxurilor financiare. Și absolut nu se exclude că în acest flux se vor regăsi nume care nu au nimic comun cu furtul miliardului sau cu această fraudă bancară și care pot fi numiți oameni absolut onești. Aceasta a fost intenția mea și acest lucru am vrut să-l spun și încă o dată îmi cer scuze pentru această greșeală de exprimare, dacă vreți.